De teorema împărțirii cu cine mai lucrăm, egal. Mai lucrăm un pic la da, aia. Nu știu deloc. Eu vreau să fie clar. Cu cine egal de împărțitul la mine? Am început. De împărțitul egal cu împărțitorul cât plus rest. Da. Acum formulez eu o problemă. Da, domn profesor, vă faci. Nu, mă, nu vă uitați la mine. Închideți ochiul, oameni buni. Dormim. Și zicem așa. Să se afle A și B. Aha. A și B egal cu cine? A egal cu semn de întrebare, B egal cu semn de întrebare. Știind că de două ori A plus de trei ori B egal cu. Deci de două ori A plus de trei ori B egal cu. Și că A împărțit la B mă conduce la un cât pe care vi-l dau și un rest pe care iarăși vi-l dau. Pe care? Așteaptă. Acum. În momentul de față, Daria îmi formuleze problema. Îmi iau un A și B de mine știut. A egal cu 213. Da? Iar B egal cu 59. Și atunci... Dar nu ne uităm la domnul profesor. Vă uitați, vă puteți uita. Ca să știți cum formula și voi ne ieșiți eu. Dar eu nu scriu. Eu nu scriu. Da, bine. Deci A e 213, până a fixat eu. B e 59. Și acum zice, de două ori A. Fac și eu de două ori. Doi ori A. Fac 6. Nu? 2 ori 3, 6. 2 ori 1, 2. 2 ori 2, 4. 2 A l-a făcut. Fac și 3 B. De 3 ori B. 3 B. Egal cu B-ul de 3 ori. 3 ori 9, 27. Da? 27, 72. 3 ori 5, 15. Și cu 2, 17. Trag linii și la 2. 63. Fac 63. Deci 2A plus 3B egal cu 603. Se pun aici 603. Deci 2A plus 3B fac 603. Câtul 3? Iar A împărțit la B, adică fac împărțirea 213 la 59, câtul e egal cu 3 și restul este? Acum vă zic, 36. 36. Iată problema. Deci, să se găsească numărul A și B, știind că de 2 ori A plus de 3 ori B fac 603, iar A împărțit la B îmi dă câtul 3 și restul e egal cu 36. Cine este A și B? Sigur că A și B sunt 213 și 59. La el trebuie să ajungem. Autorul așa gândește în culise când formulează problema. Deci eu ce am făcut acum este la vedere cum compunem astfel de problemă. Da? Corect. Așa. Mai analizăm un pic. Da. Stăm și gândim împreună. Da. Și îndată o să vă pun. Daria, dacă ai ideea, ea încearcă să o materializezi. Tu te lucrează înainte. Dar nu sunt sigură pe idee. Nu ești sigură, da? Eu sunt bine, sigură. Hai să vedem. Dar de cine e egal la? A egal cu împărțitorul păi zi-mi acolo, concret. Rest. Zi concret. Da. Adică A egal cu B ori 3 plus 36. A egal cu B ori 3. Bravo. Da? Împărțitorul ori câtul, Irene. Plus restul. Împărțitorul ori câtul plus restul. Excelent. Plus 36. Adică B trebuie să fie mai mare decât 36. Neapărat. B-ul trebuie să fie mai mare decât 36. Neapărat. O observație foarte, foarte bună. B mai mare decât 36. Dacă cumva ne lucrăm și ne dăm un B mai mic decât 36, e o mare prostie. Da. Cum gândim? Dragi drumari. Deci tu ai obținut ceva de vis. A egal cu 3 ori B plus 36. Acolo fructificăm. Copii. Deci a, uite, 3 ori B plus 36. Păi, atunci nu ar trebui să facem. Păi dacă vrem să schimbăm, ar trebui să facem B ori 3 plus 36 ori 2. B ori 3 plus 3 e 6. 6 ori 2. Pentru tot că... ori 2. Da, tot ori 2 plus B ori 3. Da. Care este egal cu 603. Dar e ce spune acum? Oh, adică. Vezi, vei mai până ramăcești.
algebrei spune. Ea spune așa, dacă pe al știu că e B de 3 ori B plus 3 e 6, mă duc aici și înlocuiesc. Și face 2 pe lângă. Poate tot au, tot asta. Deci echivalent cu 2 ori. Este din paranteză. 3 ori B plus 36. Ăsta e A-ul. Și plus B ori 3. B ori 3 sau 3 ori B. Da. Se doar în este egal cu 603. Da. Voi spuneți B ori 3. Și atunci ar fi... Lăsăm așa, 3 ori B. 3 B. Da. Pot citi mai ușor. Echivalent cu Irin. Irin, ce fac? Aplicăm distributivitatea înmulțirii față de adunare. Hai. Domnul profesor, v-am scris 36, nu? Da. La 3. 3B plus 36, că ăsta este A-ul. Da. Plus 36. Da? Și acum zicem, te rog, Irene. Noi scădem pe, din 603 pe 36. Nu avem voie, că 36 e ocupat, e cu mulțirea, cu paranteza. N-am voie, nu pot pătrunde până la el. Ce poți face, Casandra? Eu 603 împărțim la 2, am tot? Nu la 2, nu, nu putem împărți. Hai să vedem ca o relație matematică. Ce putem face în paranteza asta, în, în toată chestia asta? Trebuie să facem paranteza. Păi este distributivitatea, adică mulțirea față de adunare. Uite cum zic, 5... Adică facem desfășurat. Desfășurăm, desfacem. Adică 2 ori 3 ori B plus 2 ori 36. Asta trebuie să... 5, hai să mai vedem, 5 pe lângă 7 plus 4 înseamnă 5 ori 7 plus 5 ori 4. Copii, distributivitatea, 5 o să distribuie celor doi termeni. Asta e ușor. Da? Deci trebuie știut asta. Casandra, deci vine 2 ori 3 B plus 2 ori 3 6. 2 ori 3 B plus 2 ori 36. Da? 2 ori 3 B plus 2 ori 36 plus 3 B egal cu 603. Dacă avem la un test 2, să spunem 2 ori 3 B ori 2 ori 36. Deci 2 ori 3 B imediat. Nu. 2 ori 3 B ori. Ori. 2 ori 36 ori 3 B. Deci numai mulțirii, nu? Păi mulțești pur și simplu. 2 ori 3 ori 2 ori 36 ori 3, că sunt numai mulțirii. Deci nu este adunarea. Când se distribuie mulțirea adunării? Adunarea sau scădere. Mulțirea se distribuie celor, tuturor termenilor de acolo. Dacă sunt 2, 2, dacă sunt mai mulți, tuturor. Și tu ce n-ai înțeles? Daria, te rog. N-am înțeles ce ați făcut. Păi aici ai înțeles 5 mulțit cu 7 plus 4. 5 ori 7 plus 5 ori 4. Da. Deci facem altfel, nu facem adunare din paranteză. Da. Iar aici, 3 înmulțit cu, parcă ăsta ar fi 7 și pe ăsta ar fi 4. 2 ori 3 B. N-am văzut punctul acela și am crezut că va da 236. Nu, mama, da. E 2, 2 ori. 2 ori. Deci înmulțirea acela care, luăm de oriul ăla, punem punct acum, da? Da. Deci 2 ori 3 B plus 2 ori 36. 2 ori 3 e 6. Așa plus e. Plus 3 B. Și de acum e ușor. Și de acolo calculăm. Echivalent cu... Păi este, 2 ori 3 B, 6 B. 6 B face. De 2 ori 3 B, 3 B și cu 3 B, 6 B. 6 B plus 72. Da. 72, că 2 ori 3 e 6, fac 72. 3 B. Plus 3 B. 3 B, sau 3 B, aceeași lucru. Nu, mama, pune pe 3 în parte. Ok. Este egal cu 603. Și atunci dacă îi adunăm... 6 B și cu 3 B. 9 B. Deci vine 9 B. 9 B. B plus 72. Plus 72, da. Dar egal cu 603. Și atunci 9 B. 9. Ar fi egal cu 603. 602.
Da, 6 3, da. 3 minus 72. Minus 72. Și atunci 9 ori B va fi egal cu... 531. Da, 531. Și atunci B va fi egal cu 531. Cu 59. 531 parțial. Facem, vedem și numai, facem... Da, da, facem. Așa. Și va fi egal cu... Intră de 5 ori. 5 ori 9. Da, 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 de 5 ori. Da, de 5 ori. Da. Și ne dă 8 și apoi 81 și ne dă, și ne dă 59 și B egal 59. Și atunci dacă B egal 59, A va fi și un B, deci un B egal 59. Da. Și atunci A va fi egal cu... Păi 3 ori B plus 36, uitați, voi ați zis. Păi da, da. Adică 36 ori... Uite, adică A ori... de 3 ori B plus 36. Adică... 59 ori 3 plus 36. Corect. Deci au 59 ori 3 plus 36. Și A-ul va fi egal cu 26. 100, nu. 177. Da, 177 plus 36. Și atunci A va fi egal cu 214. 213, da. Așa. Deci vreau să facem problema și prin segmente. Corect. Dar eu știu, e asta prin segmente, asta. Asta, asta prin segmente. Da, e mult mai ușor prin segmente. Hai să vedem. Să vedem. Deci, deci știm că B-ul e mai mic. Poți să încerc? Știm că e B-ul. Daria, fă-ți tu figurează, convinge-te că e bine. Nu te aventurează să începi să vorbești fără să... Cum crezi, David, că trebuie? Cum crezi prin segmente? Cam cum? Adică B e un segment. Un segment. Ai, da. 9, ai 8 segmente. Nu e 8, ia uite. B oricât întotdeauna. La teorema împărțirii cu S. Ori 3, nu. Adică A egal 3 segmente și încă 36. Așa, David. Așa gândim. Și după aia fac 6... O secundă, hai să vedem, Adia. David, 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 e frumoasă problema. Exact, ai văzut că ai zis 8 segmente, că ești la problema cealaltă, că era 8? Nu, puiule, observă cu cine e egal A. A egal cu 3 ori B. Ai înțeles? Azi, deci, mereu B oricât, tu trebuie... Deci, cât așa ți-l cont. Câtul egal, deci să spunem că de, de împărțitul egal cu câtul. Adică segment, îl facem în segmente, 3 segmente. De, pentru că tu ai șansa să vezi de acum că A este 3 segmente. În, în, în teorema împărțirii cu rest vine de 3 ori B-ul. Ai înțeles? Deci de 3, nu de 8 ori. Nu de 8 ori. Ai înțeles? 8 au fost data trecută. Adică eu trebuie să mă folosesc de cât? De cât mă te-am păsit să le... Ca să faci unul din numere? Deci numai de cât. Absolut eu. Prești asupra câtului ca să dai seama de câte ori le-ai pe B. Da? Pe el mic, pe împărțitor. Da, da, cât e A plus B aici, domn profesor, că nu asta ne-ați dat. Poveste, asta e poveste. Am aflat pe A, am aflat pe B, dar nu ne-ați dat. Păi dar nu, asta e de la A, vă opresc pe aia? Sigur că da. Mm. Deci problema de aia e frumoasă. Deci, domn profesor, vedeți ce vă face? Nu vrea și B. Vrea de 2 ori A plus de 3 ori B. Adică 213 plus 213, nu, 213 ori 2 plus... 59 3. Da, da, domn profesor, pe segmente vrea să pui asta. Păi dar e ușoară de segmente, tocmai am făcut-o. Adică dacă A este 3 segmente, facem de 3, adică 6 segmente e A și B e 3. Și B e 3 segmente. Hai să facem un A și un B, nu? Hai să facem așa. Un A și un B. Deci ăsta e B-ul. Și la ce facem? Și A-ul este, de câte ori ai zis tu? De câte ori e A-ul? De 3 ori. De 3 ori, plus 36, da? Da. S-a înțeles casa 4? Da. Bun. Deci A-ul este atâta. B-ul e atâta. Pardon, B-ul este atâta, iar A-ul de 3 ori, plus 36. Din teorema împărțirii cu rest, adică de aici A egal cu B ori 3, plus 36. Am tradus. Dacă era A plus B. Dacă ar fi fost dat A plus B, ar fi fost ușor. Dar spune... 2A plus 3B? De 2 ori A. Adică... Îl mai luăm o dată. Adică... Cât îl vedeți pe așa să fie... Îl dublăm. A o să fie 6 segmente și B o să fie 3 segmente. Îl dublăm. Mai luăm o dată. Atenție. A este... Da, da. 3 segmente și cu 36 și dacă îl mulțim de 2 ori să fie tot... o să fie 3 segmente și încă 36, adică de 2 ori se repete 36. Asta e fain, asta e tot. Asta e capcana. Aoleu, plus. Deci,
plus de 3 ori B plus 3 segmente. Oh. Iar aici B-ul am un problem că e de 3 ori B-ul. Atunci o să scoatem două surplusuri, o să facem păi 6 plus 36. Și de pe asta e 6 plus 3. Adică o să facem 1003... Care 1000, mă? Acolo, nu știu care era... Uite, păi asta e relația, 2A plus 3B egal cu 603. Adică o să facem 603 minus 36 ori 2. 603 minus 36 minus 36. Adică 36 ori 2. 36 ori 2. Și de 72. Deci din 603, ca ordinea operațiilor. Să dăm pe 72, că sunt astea două surplusuri. Corect. Da, ăsta și cu ăsta. Ele n-ai înțeles? Și face cât? 63 minus 72? Ne dă 3 minus 2, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 1. Și acolo împărțit la cât? 5, 3, 1 împărțit la 9. Da. Că sunt 3 aici, 3, 3, 6, 3, 9 de al de B. Deci 531 împărțit la 9 egal cu 59. Și cine e 59? Cine e 59 în clasa 4? Adică 59 este o bucățică din... Un segment, adică? Adică B egal 59 ori 3. Și A egal 59 ori... ori... A cât e? A egal 59 ori 6. Nu! Nu, mă! Ori 3. Deci B-ul este 59, atât. B-ul e numai 59. Nu zici ori 3. Dar dumneavoastră a spus acolo, acolo despre relația aia. Ia uite jos, uite jos ce scris. A egal cu B ori 3 plus 36. A egal cu B ori 3 plus 36. Na, teorema împărțirii cu rest, Davide. Tot așa. Numai că eu, fiindcă am dat relația așa, de 2 ori A plus 3 B, a trebuit să iau de 2 ori A de asta am și de 3 ori B, ca să văd suma toată. Suma toată aceea care este 603. Adică ca să semnific foarte bine prin desen ce înseamnă de două ori A. Hai că facem în bucățele. Păi asta e. Adică B e o bucățică, adică toate segmentele sunt B, numai B e o bucățică. Și îl multiplicăm la toate. Da? Deci B-ul este asta. Și fiindcă am zis de 3 ori B, dacă spunem 2B, mai două luăm de B. Dacă spunem un singur B, adică l-am dat singur dată. Da. Deci aici e v-ați prins? Da. V-ați prins? E foarte fain dacă vă prindeți. Și totul se joacă în jurul teoremei împărțirii cu rest. Iar mă așa. Da, da, da. Ce? Nu se aude, nu? Nu se mai aude, da, da. Dar cine a clar? Și totul sunat așa unul altul, dar n-am mai vorbit. Ne-am luat cu vorba. Nu se aude acolo? Da, nu se aude din cauza... A căzut bateria. S-a epuizat. Oh, aia ți-a ajuns? Adică o căsut bateria de la... Da, da, la telefon. Da. Dar i-a dus și ara pe Iurena. Uite, acum ai să auzi. Acum s-a auzit? Da, dar m-am cuplat eu. Soția a sunat că urmea, urmărea și... și-a dat seama că nu. Adică noi vorbeam doar în semne, nu? Nu? Da, da. A, pe online. Adică fără sonor. Online nu se auzea. Era înregistrat, dar nu se auzea cei care... Vă rog, soția, domnul. Da. Da. Dacă nu, făceam noi prin semne. Bun. Ca și m-am fi vorbit prin semne, da? Așa este. Davide, insist. Uh-huh. Dacă aș fi dat altfel relația, doar 2A și cu un singur B, n-aș mai fi spus 3 de al de B. Un singur B. Poftim? Ar fi de nu m-am gândit dacă dumneavoastră a spus că 2A, adică luăm toate segmentele, adică cele 6 și le mulțim cu 59. Care și 6, puiule? 59. A, cu 59. Adică cele 6 segmente. Da, dar nu trebuie să știi cât e un singur A. Că dacă așa, așa nu a fi. Că acolo ai, uite, de 6 ori B plus 72 ai. La... Dacă vrei să mulțești pentru aflarea lui A, de 6 ori 59 și plus 72. Da. Plus 72, atunci le dai peste A. Peste 2A. Peste 2A, pardon. Peste 2A. Peste 2A. Dar de ce să dai 2? Tu, doar de ce să dai tu peste 2A, că ți-e trebuie un singur A? Adică mie trebuie doar A plus B. Nu, uite acolo, puiule. A egal cu B ori 3. Ori 3 segmente din ăla. Păi îți scrii. A, deja s-a prins eu. Teorema împărțirii, curez mama ei din teorema. Deci nu mai amețiți, nu mai vă gândiți la altceva, ci teorema împărțirii cu rest. Pentru un singur A, e de 3 ori B-ul. Adică un singur A e egal 3,
spunem că este o lună de 100 de kilograme, adică ne trebuie 20, vreo, nu știu câte kilograme, de 3 ori. Trebuie să mulțim de 3 ori. Da, vede, esențială este teorema împărțirii cu rest. Exact, de acolo noi pornim problema. Nu e ușor. Nu. Bine, nu e ușor. Trebuie să înțelegi bine mecanismul ăsta de lucru. Dar pentru asta încă mai facem. Mai facem. Mai facem. Da. Până când... să vină și fetele. Sau să compunem întâi, domnul profesor. Da, ne gândim. Haide, cine mă ajută să gândim? Tot așa le dați cu 2A și 3B? Tot așa. Ca să apară momentul mai dificil să înțelegem. Da, e mai complicat? E complicat un pic. Deci, hai să luăm două numere. Dă tu două numere, David. Care vrei? 50 și 270. B să fie 50? Da. B să fie mai mic? B egal cu 37. David. Și A egal cu? A egal cu, să spunem, vreo 200. 293. Da. Și împărțim pe A la B, 293, îl împărțim la 37. Obținem un cât 7. Ca 3 în... 7. Ia să vedem, de 7 ori? Da, da. 7 ori 7, 49, David. 259, da. 259. Și restul 34. 9 din 13. 4. 3. 34 restul. Da. Teorema împărțirii cu restul, hai să o scrisim acum. De împărțitul 293. 293. Deci, egal. Nu, am vrut să dau. Egal cu 37 ori cât? Plus rest. 37 ori 7 ar veni, nu? Da, 37 ori 7 plus rest. 34. 34, că avem restul. Da? Eu am scris-o acum concret pentru numerele noastre, pentru situația noastră. Nu 30, 293, egal cu 37 ori 7, plus 34. Dacă facem proba, pe 37 mulțim cu 7 și adunăm pe 34, ne dă 293. Păi tocmai ce am făcut împărțirea cuilor. Așa. Păi da. Este proba împărțirii, cum știți voi că se face. Bun. Și acum formulați problema. Formulăm problema. Să se descopere două numere A și B. Deci, cine sunt acelea? Cine este A? Cine este B? Da. Știind că A plus B... A, ne dați A plus B, domn profesor. Nu. Nu. 4A plus 3B. 4A plus 3B. Hai. Deci de 4 ori, de 4 ori A. Păi îl știu. Fac eu de 4 ori A. De 4 ori, ok. Deci 293. Ori 4, da? 4 ori 3. 1172. 1172. Trebuia să mă las să-mi facem mulțime. Bine. 37 ori 3. Se face și 37 ori 3. Deci până la urmă cât dă? Ei, stai cu bădă acum. 3, 7 ori 3, 21. Da. 111. 111, sigur, nu? Sigur. În prima dată. Deci fac 111. Acum, suma lor, da. 2172 plus 111, da. Egal cu 1 și cu 2, 3, 8, asta fac eu adunarea, că mi-e greu aici. Tare. 2. 2283. Deci, suma... 1172, domn profesor. 1172. Aici a fost 1100, da? Da, 1100. Și acolo 1, da? 1100. Da. Să se afle în numele A și B. Să se afle în numele A și B. Știind că de 4 ori A plus de 3 ori B-ul face 1283. Da? Să se afle în numele A și B. Știind că de 4 ori A plus de 3 ori B fac 1283, iar A împărțit la B ne conduce la
spre un cât, câtul egal cu 7 și restul egal cu 34. Asta e problema formulată. Deci, pe scurt, domn profesor, ce conduce? Analizăm întâi. Întâi ne gândim că e cam grea. Nu ne repezim așa. Grea. Mai primim cu mai multe calcule. Să vedem. Să analizăm întâi. Deci, să se afle două numere A și B. Știind că de 4 ori A plus de 3 ori B-ul fac 1283. Iar dacă pe A îl împarți la B, îți dă câtul 7 și restul 34. Cine este A? Cine este B? Să se afle A și B. Cum să faci? Stai, Daria, încep. Tu lucrează. Ideea. Bine. Irena, poate te gândești și tu, Iubita, da? Cum să faci? Casandra? Toată lumea suntem atenți. Atente. Ce chestii care se... A împărțit la B. Dacă am, îl împart la B, nu știu cine e. Nu știu cine e B. Dar dacă îl împart, câtul e 7 și restul e 34. Ce chestie se ascunde aici? Dacă A îl împart la B, cum este A față de B? A este mai mare decât B. Sigur că A e mai mare și decât atunci, B. Și atunci, noi știm că A... Stop. Ce știe Irina? Bine, rezolvai, de-aia acolo problemă, da? Davide? Adică poate să fie trei segmente. Și de-o să fie buși. Tu gândește numai ce mai, Davide. Că am împărțit. Daria, te rog frumos, lasă-mă să conduc lecția. Deci am împărțit la B, câtul e 7 și restul 34. Teorema? Ce? Împărțirii? Cu rest. Zi-o, Davide, cu cine e gala? A egal cu B ori 7 plus 34. Păi asta trebuia să spui, băi. Mă ții așa, mă fierbe. Deci A de împărțitul, zic o dată. A egal cu B ori 7 plus 34. Plus 34. Deci cel mai mare de împărțitul, egal cu împărțitorul ori câtul, plus 34, da? Da. Asta așa îngheață, da. Însă autorul ne mai dă o relație. Zice, de 4 ori A plus de 3 ori B fac 1283. Nu ne dă numai A plus B. De 4 ori A plus de 3 ori B fac așa ceva. Hai să încercăm pe segmente. Adică, B ar fi cel mai mic. B-ul cel mai mic. De ce? De ce? Pentru că e împărțitor, da? Deci aș lua între B și A. Tu faci observație între B și A. Deci ăsta e B-ul. Da? Casandra? Da, apoi A este mai mare. De câte ori este? De 7 ori plus 34. De 7 ori? Asta este, de 7 ori. Adică este 7 segmente plus 34. Asta e. Despre a zic că iau de 7 ori segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă unul micus, 34. Ăsta e A, ăsta e B, ăsta e A. Da, dar relația ne spune așa. De 4 ori A. Asta e. Adică A. Nu una adunat cu un B. Ci că de 4 ori A. Adică B-ul să fie 3 segmente. Nu B-ul. Nu, relația îmi spune de 3 ori B ca să facem adunarea. Deci, relația îmi spune că iau un B, mai iau un B. Și nu. Încă un B. Asta ca să construiesc 3B. Să fac pe 3B. L-am construit pe 3B. Și zice să-l construiesc și pe 4A. Trebuie să repetăm acel segment. Ăsta mare, de câte ori se repetă? Adică o să punem 14 segmente. O secundă. Pun aici o dată, îl mai pun de desubt încă o dată. Copii. Apoi încă o dată de desubt. Și încă o dată de desubt. De câte ori am scris acum? 1, 2, 3, 4. În fiecare, câte segmente se află? 7. Se află câte 7. Și încă 34. Și încă 34 la sfârșit. Da?
Și spune că toată suma asta, nu? Toată așa, așa toată, este cât, spune în problemă? Este 1283. Este 1283, asta toată. Dar ce înseamnă asta toată? Ia să traducem noi cu ordinea. Aici scoate e 34. Scoate surplusul. 34? 34? Da? Da? Cât trebuie să scad din 1200? Trebuie să scad 34 ori 4. 34 ori 4, că sunt 4, nu, segmente în plus. Deci facem mai întâi 34 ori 4. 4 ori 4. 6. Da. 4 ori 13 și 13. Da, 106. Și acum, toată suma, scădem pe 1200, din 1283 scădem pe 136. Așa, și cât face? Deci din 1283 scădem pe 136 și face, cât a spus? 6 din 13. 6 din 13, 7. Da. 3 din... 7 minus 3, 4. Corect. 2 minus 1, 1. Da. 1. 1. 1147. Și 1147 ăsta... Îl împar la... La? 7 ori 4, 28 plus 3, 28 plus 3, 31 de segmente. 31 de segmente, corect. Deci 7 sunt 1, 2, 3, 4, 4 ori 7, 28. 28 plus 3... 31. Deci pe 1147 îl împărțim la 31 de segmente și ne obținem cât? Și obținem... Hai să vedem, 31 în 114, cam de câte o să meargă? De 4 ori. 4 ori 4. 4 ori 3. 12, depășește. 3 ore, 3 ore. 3 ore, sigur. 3 ore. Deci 3 ori 1, 3. 3 ori 3, 9. 3 din 4, 1. 9 din 11, 2. Coboară și pe 7. E cam de câte ori să merg acum. De 7 ori. De 7 ori. 7 ori 7, excelent. Da, și 7 ori 3, 21. Dar tu nu ți-ai dat seama că e de 7 ori. Cum ai gândit tu? Eu nu venea aminte să zic. Pentru că ultimul număr se termină, deci numărul se termină cu 7. Ai și acolo aveam 1 și normal că dădea 7 și mai ales că 7 ori 3 dădea acum 21. Și mai ales, dar că așa se pleca, 3 în 21, merge de 7 ori. 7 ori. Și apoi vedem și că... Și că se încheie foarte da, bine... Tot cu 7. Și apoi putem să facem după cine am dat... După ce am cine este 37? Cine? 37 este o bucățică din B. Nu, un segment. 37 din B. Este chiar B-ul. Da. Deci chiar B-ul, până așa am zis, B-ul este ăsta da. Și A-ul este ăsta. Că am avut noi nevoie de 3B din cauza că a fost relația cu de 3 ori B. E altă da, poveste. Da? Deci B-ul este doar atât. Bucata care am luat-o aici. Hai să zicem așa. Deci ăsta a fost B-ul. Da? Ăsta a fost B-ul. Atât B-ul. Așa a zis, B-ul. Și pe urmă, despre alt cât am zis din teorema părțirii cu rest, am zis că A-ul este de 7 ori B-ul cu 34. Adică așa, așa, de 7 ori. Da? Adică A-ul este egal cu... A-ul este ăsta. 37 ori 7. Și că eu am avut nevoie de 4 ori A-ul este altă poveste, da? Deci despre alt cât ai zis că este? 37 ori 7 plus 34. Ăsta va fi A-ul. Dar îl facem rapid, deci A-ul egal cu... O să vă spun că dă 37 ori 7. Deci A-ul egal cu 37 ori cât ori? 7. 7 plus 34. Și faceți calcul acasă. Copii, am făcut probleme mai interesante decât ați avut voi la test. La test v-am dat așa. Suma două numere este atât. Dacă îl împărțim pe ăsta la ăsta, ne dă nu știu ce cât și restul. Noi am zis așa acum. N-am zis suma două numere.
De patru ori numărul acela. Plus de trei ori numărul acela, fac nu știu cât. Deci am complicat problema mult. Dar în esență tot acolo e miezul. Ca am zis, V-ul este totdeauna. Împărțitorul este mai mic decât împărțitul. Și l-am luat, V-ul l-am figurat. Am figurat din teorema împărțirii cu rest. Că ne dă câtul. Înseamnă că de împărțit egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Și aici am văzut că de 7 ori B-ul. Au ar fi de 7 ori B-ul plus o bucățică, plus restul. Da? Dar încă, fiindcă problema am avut nevoie de 4 ori A, l-am pus o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Și plus de 3 ori B-ul. Ca să văd toată suma, toată suma aceea care e dată în problemă de 2283. Deci problema a devenit mult mai dificilă de pasta. Dar ajungem la ea, să o facem pe asta, în momentul în care am înțeles bine varianta aceea. Împărțit la B. Asta este, asta este. De împărțit pe cap împărțitorul oricâtul plus restul. Asta e miezul problemei. De acolo putem face. Mergem și algebrii. Adică o dată au aici, ne ducem și înlocuim. Nu vă place vouă asta, dar... Și e B-ul. Dar acum ați descoperit că merge și algebra, da? B-ul 7 plus 34. Însă pe segmente este figurativ, ochiul percepe și vă simțiți mult mai bine. Așa, acasă, pentru mâine, îmi compuneți trei probleme. De genul ăsta? De genul ăsta. Adică vă luați două numere și pe... Le înmulțiți de două ori, de trei ori, faceți relația asta. După care faceți împărțirea. Și uitați când le-ați luat. Să se afle A și B. Adică voi le compuneți. Da? Și dacă vreți fii și șmecheri, mâine la școală, după, acum, până în seară, la școală, voi vă dau o problemă de te dar uiți la ea. Dar spunem că nu știm, spunem că nu știm. Uite, doi A cu trei B fac atâta, nu știu ce, nu știu cum, cât e A și cât e B. Păi deci compunem că probleme. Știm, că de obicei că spunem noi că nu știm. Miss le spune în exercițiul și noi îl spunem. Dar nu ca un test pentru Miss. Nu asta nu. Vreau să vă duciți. Vreau să gândiți în felul următor. Spune. Între voi colegii, deci între voi colegii să spuneți așa. Uite, da. Am o problemă. Nu știe nimeni. Facem lucrurile acestea ca un antrenament în culise. Eu, Daria și cu David și cu Cassandra, vreau să vă dezvolt această poftă de a compune voi probleme. Să încercați să creați voi probleme. Cum am făcut eu aici, în fața voastră, din nu m-a văzut nimeni, așa să faceți și voi toți. Deci este foarte important să compuneți, să învățați să compuneți probleme, pentru că așa se dezvoltă actul de creație. Adică ce vreau să vă spun este așa. Nu roboți. Învățăm niște formule și le nu roboți ei vreau. Vreau de voi oameni care să poată gândi concret cum să faci. Da? Cum a fost comentariul. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Seară bună. 3, 1 și... De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa se facă, prieteni.